Rugăciunea zilei de vineri. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a răstignirii tale pe cruce, ai pătimit și ai luat moarte pentru păcatele noastre. Mă mărturisesc înaintea ta, cum că eu sunt cel ce te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog însă bunătății tale celei nespuse să mă învrednicești cu darul tău, Doamne, ca și eu să pot răbda patim pentru credință, speranța și iubirea ce le am către tine, precum tu cel ce ai îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întărește-mă, o, Doamne, ca de astăzi înainte să port crucea ta cu bucurie și cu mare căință, și să urăsc cugetele mele și voințele mele cele rele. Sădește în inima mea întristarea de moartea ta, ca să o simt precum au simțit-o iubita ta maică, ucenicii tăi și femeile purtătoare de mir ce stăteau lângă crucea ta. Luminează-mi simțirile cele sufletești, ca să se miște și să priceapă moartea ta, precum ai făcut de te-au cunoscut făpturile cele neînsuflețite, când s-au mișcat la răstignirea ta. Și mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios și pocăit și ți s-a plecat de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, și mie darul tău, precum atunci l-ai dat aceluia, și-mi iartă păcatele pentru sfintele tale patim. Și cu bună întoarcere și căință mă așează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu și ziditor ce-mi ești. Amin. Împărtășește această rugăciune și cu cei dragi. Domnul să te binecuvânteze.